Mă gândeam la ora 9 fără 20, da, 9 fără 20, 8:40, în urmă cu 13 ani, mi se pare că nu aveam program dimineața. Bună dimineața, domnule Mioc. Bună dimineața. TVR-ul dădea program dimineața, nu. Aveam 2 ore seara. 2 ore, da. Erau 60 de minute cu primul telejurnal, cu realizările partidului, după care urma o dezbatere politico-ideologică. După dezbaterea politico-ideologică, dacă urma un film cenzurat străin odată pe lună, după care aveam parte de un alt telejurnal cu realizările cuplului Ceaușescu de data aceasta, toate rostite frumos și impecabil. Lucrurile începeau să se precipite încă din 14 decembrie, 17 decembrie, devenind ziua cea mai sângeroasă pentru Timișoara. Și aș dori să discutăm împreună cu dumneavoastră. Domnul Marius Mioc este autorul unei cărți, iată, Revoluția fără mistere, începutul Revoluției Române, cazul Laszlo Tokis. Este una din cele 5 cărți, nu? Pe care le-ați scris despre Revoluția din Timișoara. Spunem bună dimineața și domnului general Voinea. A sosit acum. Traficul este îngrozitor în București. Dar asta este. Poftiți, luați loc. Vom încerca să discutăm despre Revoluție, despre data de 17 decembrie. Și m-am uitat și în ziar, le spuneam telespectatorilor la început, adevărul pe prima pagină titrează: puterea PSD-istă i-a ignorat pe revoluționarii Timișoarei. Iar la Timișoara doar primarul, nu? Orașului a fost... Primarul și a fost din partea prefecturii un reprezentant. N-a fost prefect. Și atât. Da. Ce mai important, nu? Că în urmă cu 13 ani s-a întâmplat ceva acolo, că 17 decembrie este, 17, de fapt, când este de fapt ziua care a marcat sfârșitul erei ceaușiste. Și erei comuniste. Și erei comuniste. Da. Deci, ca să fac un mic istoric, cum a început această revoluție. De multă vreme, Episcopia Reformată din Oradea vroia să-l mute pe preotul Laszlo Tokis într-un sat din Ardeal, satul Mineu. A existat un proces la judecătoria Timișoara pentru a îl evacua. S-a dat o hotărâre judecătorească și în luna decembrie pastorul Tokis a primit somație de evacuare și în somație îi spunea în 8 zile trebuie să evacueze. Termenul de 8 zile împlinindu-se în data de 15 decembrie. Astfel, pastorul Tokis la slujba duminicală din data de 10 decembrie a anunțat enoriașii prezenți că pe data de 15 urmează să fie evacuat. Și atunci le-a spus: veniți să vedeți cum este evacuat un pastor reformat, sau cam așa ceva s-a exprimat. Cartea dumneavoastră, Revoluția fără mistere, începutul Revoluției Române, cazul Laszlo Tokis, aduce documente, poate că domnul general Voinea o să primească la noastră o carte, aduce foarte multe documente, unele în premieră, pe multe din personajele implicate atunci nu le-a deranjat nimeni. Ați fost dumneavoastră primul care ați făcut o cerere: vreau să văd și eu dosarul, găsindu-l cu mult noroc după termenul oficial de prescriere și de renunțare, de anulare a dosarului. Sunt foarte multe documente aici. Domnul Mioc nu-și dă cu părerea. Domnul Mioc aduce în atenția opiniei publice istoria prin documente și, mai mult decât atât, descrie faptul că Laszlo Tokis, de la un caz intern, nu, al Bisericii Reformate, a ajuns spre finalul lunii decembrie și la mijlocul lunii decembrie, prin acea hotărâre dată, sentință dată de justiția comunistă, un caz politic. Da. Deci, era caz politic și înainte, exista și o implicație politică, dar... Pentru că a cerut ajutorul... Dar în procesul respectiv, da, el a dat interviuri la Radio Budapesta, la televiziunea Budapesta, ceea ce a enervat foarte mult autoritățile comuniste, dar în procesul de evacuare care
s-a judecat la judecătoria Timișoara în 89, nu s-a discutat absolut deloc problemele politice, strict ca o problemă internă a Bisericii Reformate. Așa rezultă din tot dosarul acestui proces. Este foarte emoționant că la final de carte domnul Mioc enumără martirii Revoluției Timișorene și așa cum mulți dintre noi știu, ziua de 17 decembrie a fost cea mai sângeroasă zi din Timișoara. Sunt 64 de martiri, 64 de români care au căzut. Mulți dintre ei sunt considerați victimele unor accidente de către autorități. Nu, sunt câteva, și... nu mulți. Deci sunt recunoscuți totuși marea majoritate. Marea majoritate, da. Dar aici aveți un caz foarte interesant. Abia după 2001, un tânăr de 23 de ani dispărut, de-abia în 2001, spuneți dumneavoastră, s-a pus problema a dispariției lui și se presupune că a dispărut chiar pe 17 decembrie. Da, da, era un caz divorțat de, sau despărțit de soție, plecat în Timișoara, mă rog, sunt cazuri de acest fel, da, și care era dispărut, dar nu s-a agitat nimeni ca să revendice de